Isabela Vasiliu Scraba, filozoful Mircea Vulcănescu într-un dicționar de humanitas sau Mircea Vulcănescu în zdrângănit de tinichele. Moto: cine nu l-a înțeles pe Kant să se lase de filozofie. Vasile Băncilă. Sustrasă vremii binecuvântată e pomenirea omului curat. Ea nu se veștejește niciodată, ba dimpotrivă crește neîncetat. Pilde, traducere Dorcescu. Rezumat de idei. Scopul inavuabil a unui dicționar ieșit din reevaluările unui fost instructor al Sovrom Culturii, Ion Ianoși, Zainberger, până în anul arestării lui Noica. Ceasul publicării filozofilor de școală trăieristă și vremea neînțelegere din așa zisele surse de încredere, adică sursele mass media oficiale. Magia operilor lui Kant citite de Mircea Vulcănescu. Sergiu al George și pericolul latent al bibliotecii lăsate în țară de Mircea Eliade. Simularea efervescenței culturale retraducând traduceri. Calapodul istoricității la cei dresați, ce să vorbească, ce să nu citească și mai ales ce să nu scrie, conform de Stârbu. Complexul cortinei de fier. Supremația virtualului îndrăgănit de frazeologie goală. Notorietate artificială inducând confuzii în domeniul valorilor culturale. Dintre multele tinichele prinse de cenzura comunistă scrierilor filozofice publicate în acea epocă de ocară, unele din ele mai zdrângăne și azi. Înainte de 1990, zdrângănitul tinichelilor ideologice urmărea propagarea gândirii unice a totalitarismului marxist. Azi îl regăsim în așa zisele surse de încredere, cum se autodesemnează sursele mass media oficiale în Wikipedia românească. E suficient să răsfoim dicționarul operilor filozofice românești coordonat de Ion Ianoși, Steinberger până în anul arestării lui Noica, fost șef a cenzurii când Zigu Ornea dădea pe ascurs securității manuscrisul despre Hegel pentru care filozoful a fost arestat. Ion Varlam sezizase că după o jumătate de secol de barbarie în care poporul român a fost supus la cazne și batjocorit, clasa dominantă a rămas să fie, ca și înainte de 1990, oligarhia colonială sovietică. Vezi Ion Varlam, Pseudo-România, Conspirarea de conspirării, București 2004. În opinia acestui fost deținut politic licențiat în științe politice la Paris, pozițiile establishmentului comunist ar fi periclitate dacă n-ar exista de facto o deplină continuitate a ordinii totalitarismului marxist oficial abolit. Exemple edificatoare găsim nu numai în dicționarul operilor filozofice românești, coordonat de fostul șef al cenzurii comuniste, ci și în antologia din 1994, alcătuită de un colectiv cuprinzându-l pe dogmaticul ideolog Radu Florian. După sublimul coperții, cu roșiile flamuri precizând că sunt 111 lucrări fundamentale românești, oricine ar putea crede că dicționarul operilor filozofice românești promovează valorile culturii românești puse la index de ideologii comuniști cu putere de decizie, propagatori ai discursului șablonar de până în 1990. Ei bine, datorită lui Ion Ianoși, dovedit în România liberă post-decembristă plagiator, după Kantul din 1982 a Rodicăi Croitoru, scopul dicționarului editat de fosta editură politică nu este cel mai simplu lucru de aflat.
printre altele, întrucât deformând conținutul lucrărilor filozofice prezentate, fatalitate de care nu scapă nicio operă interbelică citită în cifru politic criptocomunist, cartea scoasă de Humanitas mai are neșansa de a se distinge, cu foarte puține excepții, prin colaboratori inculți și incompetenți. Unul se numește Petru Ioan. Să fie oare cel căsătorit prin anii 70 cu o secretară a Facultății de Chimie din cadrul Politehnicii Bucureștene? Colaboratorul Petru Ioan, fără a putea urmări firul gândirii lui Nae Ionescu, se dă mare cunoscător, admonestându-și singur notițele incoerente după ultimul curs de logică ținut de scripitorul Nae Ionescu în 1934-35. Cu rubrica bibliografiei despre autor necompletată, de ca și cum inițiatorul școlii trăieriste ar fi fost un oarecare necunoscut, prezentatorul acestei adevărate lucrări fundamentale, tipărită în 1943 de Mircea Vulcănescu și Noica, consemnează că pentru el discutabile ar fi referințele la concepte în calitate de condiții ale existenței. Pentru unii cititori, poate ar fi de prisos a preciza că atare referințe discutabile sunt de negăsit la Nae Ionescu. Din Dicționarul Operelor Filozofice Românești nu ne-a mai reținut atenția inepțiile autoarei de poeme nerușinate, interesată de filozofia religiilor, predată de faimosul profesor Nae Ionescu, la care n-a avut nici când acces. De ele ne-am ocupat în volumul Metafizica lui Nae Ionescu, la capitolul intitulat Editarea cursurilor lui Nae Ionescu. Acum am citit cele înseilate de ea despre filozoful Mircea Vulcănescu. De bună seamă, a trebuit să trecem peste tonul strepezit exersat de fosta profesoară de socialism în prostiile pe care le-a înșirat despre filozofia lui Nae Ionescu, singurul filozof român care a făcut școală, și să ne împăcăm cu gândul că numai îngustimea părerilor ei putea stârni prețuirea lui Ianoși cu liceul său pe puncte călit în focul slovei sovietice și din 1955 instalat de ocupantul țării în cartierul Roșu Kremlin al Primăverii, în vila maioreșianului Ion Rădulescu Pogoneanu. Nu vom reda cele înșirate de poeta clujană, înscăunată ca profesoară universitară, după un doctorat cu plagiatorul Ion Ianoși, întrucât, când nu parafrazează, Marta Petreu folosește șabloanele gândirii unice ale totalitarismului marxist. Spre a vedea felul cum acționează gândirea după șabloane de acest tip, preferăm să amintim cam ce vehiculau sursele de încredere din comunism în legătură cu filozofia lui Mircea Vulcănescu, readusă timid în circuitul cultural la 3 decenii după uciderea filozofului în închisoarea din Aiud prin bestiale torturi. În opinia lui Ion Varlam, establishmentul comunist, rămas la putere după 1990, se ferește a prezenta adevărata istorie a comunismului cu milioanele de români închiși. Pentru eminentul politolog, Comisia Tismăneanu este o insultă la adresa democrației și un scandal moral. El mai observase incompetența și veleitarismul vedetelor intelectuale din elita de substituție asigurată de oamenii establishmentului comunist, care fac greșeala de a confunda vedete și valori, nesezizând artificialitatea notorietății produse de publicitate. La aproape 3 decenii de la împușcarea ceaușeștilor, mediatizatul Andrei Pleșu reducea răul totalitar la lipsurile din vremea lui Ceaușescu. În schimb, exilatul Teodor Cazaban observase încă din 1993 că închisorile politice, împânzind țara în primele 2 decenii
ale regimului comunist al Anei Paucher nu pot fi puse alături de suferința românilor de sub pârlitul de Ceaușescu. Până în 1983, când într-o revistă s-a putut citi întregime dimensiunea românească a existenței, Mircea Vulcănescu fusese cu totul exclus din cultura și din filozofia românească. Exclus era și Naionescu, despre care Alexandru Paleologu spusese că a fost unul din cei mai inteligenți oameni din Europa. Deși publicați în volum doar după aparenta ieșire din uza terorismului ideologic, cenzura din mediile universitare a continuat a-și face simțită prezența prin idiosincraziile lui Ianoși, care a refuzat subiectul Naionescu propus de Gabriel Stănescu. Despre nereușita sa încercare postcomunistă de a pregăti un doctorat pe tema filozofiei naionesciene, poetul și editorul Gabriel Stănescu scria în revista Agero din Stuttgart următoarele: am încercat să mă înscriu la doctorat în 1990. Naiv am crezut că mă va primi profesorul Ion Ianoși. Când a auzit însă că vreau să scriu o teză despre Naionescu, a amuțit. Într-o adunătură de notițe informe publicate în 1996 de editura Biblioteca Apostrof, Ion Ianoși scria de hipertrofia raportării personalizate la lume, o gogomanie, și de convingerea antifaustică a lui Naionescu, altă gogomanie. Vezi o istorie a filozofiei românești, 1996. Dar adevărata secetă în domeniul filozofiei, impusă de gândirea unică a totalitarismului marxist, putea fi cel mai bine sezizată de cei care apucaseră să trăiască într-un climat cu adevărat intelectual. Tinerețea nu este totdeauna un avantaj, spunea în 1994 Alexandru Paleologu. Pentru un român, faptul de a se fi născut imediat după Primul Război Mondial înseamnă a fi trăit ca adult într-o Românie europeană, într-o Românie liberală, într-o Românie capabilă să-și asigure politic și economic locul în rândul țărilor civilizate. Citat din Interlocuțiuni 1997. Desigur, seceta culturală din vremea comunismului putea fi trecută cu vederea de Constantin Noica, scăpat cu viață după cei 6 ani de temniță politică și încercând a rescrie din manuscrisele confiscate de securitate. E un ceas fericit pentru cultură, constata Noica, după succesul cărților sale și după succesul câtorva cenzurate restituiri de interbelici, precum Lucian Blaga, Mircea Eliade, Vasile Pârvan, Petru Comarnescu, Traian Herseni, Constantin Antoniade, Pepe Negulescu, Mircea Florian și alții. Filozoful și logicianul Anton Dumitriu intuise cu justețe că singur s-a impus Noica pe treapta cea mai înaltă a culturii noastre, prin propria-i personalitate, în nobila-i împătimire de a realiza dezideratul înălțării culturii românești la nivel mondial, Noica a apărut unora de multe ori ca un Don Quixote care pierde simțul realului. Conform Anton Dumitriu în revista Luceafărul, București, 1987. Ceas fericit fusese și perioada când Noica, în domiciliu obligatoriu de la Câmpul Lung, scria de Zora Antighete, manuscris nici azi tipărit integral după confiscarea odată cu arestarea filozofului, care îi lăsase în 1957 lui Zigu Ornea spre publicare manuscrisul Povestirilor după Hegel. De 13 ani avea interdicție de semnătură și nimic din ce publicase Noica înainte de 1945
nu a mai existat în librăriile comuniste, scrierile filozofului din unica școală de filozofie românească înființată de Nae Ionescu, fiind complet cenzurate. Eseistul Ion Papuc a înclinat să acorde o importanță exagerată modalității de publicare a lui Noica prin intermediul revistelor literare, unde filozoful retras la păltiniș avea mai multe șanse decât în reviste de filozofie aliniate la ideologia comunistă. Literaturizarea filozofiei a fost la Noica o adevărată tehnică de camuflare a gândirii sale de filozof de modă veche, de școală trăiristă, cum se vedea pe sine. La vremea terorismului ideologic comunist, chiar pagini scrise de Noica și neacceptate de cenzură au văzut lumina tiparului în cartea despre tragica lui Gabriel Liceanu, unde nu se află nicăieri vreo trimitere la opera filozofică a marginalizatului filozof. Înainte de arestare, pe lângă redactarea propriilor opere, Noica îi îndruma lecturile filozofice tânărului Alexandru Paleologu. În 1958, ambii au fost întemnițați fără vină împreună cu două duzini de oameni la fel de nevinovați, dintre care doi, muzicologul Mihai Rădulescu și Barbu Slătineanu, și-au pierdut viața după gratii. După 1965, văzând că îi se publică din reviste literare eseistica filozofică și chiar volumul Periat, pentru care a fost bătut la sânge și a stat închis 6 ani, Constantin Noica este înregistrat de securitate, spunând în 1976 că marxismul îngăduie azi foarte, foarte multă cultură. De aici și febrilitatea pe cât de înduioșătoare, pe atât de deplasată, care l-a apucase la un moment dat pe filozoful de la Păltiniș, de a căuta cu lumânarea pe cuprinsul țării o duzină, două de tineri, cărora, sprijinit de oficialitățile comuniste, să le poată preda ștafeta culturală. Căci privind în jurul său, nu prea văzuse cui să o cedeze, pe Liceanu considerându-l discipul al lui Vald, nu al său. Fără să știe că Andrei Pleșu îl vizita pe Leonte Răutu, deținător a tuturor cheilor, îmbuibat al venitelor grase, Constantin Noica i-a prezis lui Pleșu că în altă lume se va lăsa ispitit de seducția vieții publice. Noica era atât de obsedat de gândul că nu are cui preda ștafeta culturală, încât ajunsese să-și imagineze că ștafeta ar putea fi socotită ca predată chiar și atunci când Liceanu ar ține în mână cantul din biblioteca lui Mircea Vulcănescu. Dacă nu vei citi această ediție, Cant nu va intra în capul tău. Îți cer să faci un sacrificiu cu valoare simbolică. Aici e vorba de un transfer între generații, de un act aproape inițiatic. Să înțelegi asta și să nu mă dezamăgești. Citat din jurnalul de la Păltiniș, 1983. În spatele raționamentului noician se ascunde un soi de animism, fluidul magic de care au fost impregnate cărțile odinioară studiate cu mintea sa strălucită de filozoful Vulcănescu, ar trece de la mână la capul fericitului ce l-ar citi astfel pe Immanuel Kant, înlesnindu-i înțelegerea. Lăsând gluma deoparte, ar fi de semnalat sâmburile de adevăr pe care îl cuprinde situația, desigur cam ruptă de realitate, imaginată de Noica în legătură cu șansa înțelegerii gândirii lui Kant, ratată de discipolul lui Henry Vald, cum se pare că îl considera Noica în forul său intim pe Liceanu, după 10 ani de când făcuseră cunoștință în casa dogmaticului Henry Vald, cu funcții înalte la Institutul de Filozofie, condus de politrucul Gulian,
șef al secției de filozofie a Academiei RSR. Într-adevăr, una din premizele și nu cea mai puțin importantă pentru deplina reușită în plan cultural a indianistului Sergiu al George, faimosul discipol al Mircea Eliade, a fost aceea că prin Noica, la doctorul Sergiu al George a ajuns biblioteca de indianistică a lui Eliade, cel mai mare filozof al religiilor din secolul 20. Teroriștii ideologici ai statului polițienesc supravegheat de Moscova au știut bine ce pericol latent se află ascuns în biblioteci, de unde și arderea cărților sau distrugerea lor sistematică prin aruncarea claie peste grămadă în subsoluri umede, corelată cu difuzarea masivă a noilor scrieri, de care sunt umplute și azi până la refuz toate bibliotecile publice cu volume tipărite sau online. Însă și trecerea peste granița închisă a țării locuite de națiunea română captivă a cărților dinainte de ocuparea României de către armata sovietică era strict interzisă. Fără să ia seamă că însăși materialismul ilustrează o gândire vulgar dogmatică și prin această ruptă de realitate, deci idealistă, teroarea ideologică împiedica să apară scrieri filozofice sub pretextul că ar fi fost idealiste. Dacă totuși cu chiu cu vai mai apărea ceva, era fie o selecție bine cenzurată, numită antologie, fie o traducere meșteșugită după ideologia vremurilor, sau o literaturizare a unor idei filozofice atât de bine camuflate, încât să treacă de hopul cenzurii, cum s-a întâmplat în cazul lui Noica. Cât privește traducerile meșteșugite, prin larma ce s-a făcut în jurul noilor traduceri, cazul cel mai notoriu a devenit cel al retraducerii dialogurilor platonice, ades din perspectivă materialistă, cum observase însuși Noica, înregistrat pe ascuns de securitate. Aceste dialoguri erau deja excepțional de bine traduse și comentate în interbelic. Tehnica simulării efervescenței culturale de grup prin retraducerea cu surde și tobe a fostelor traduceri a fost reluată în postcomunism după apariția Septuagintei mitropolitului Anania, devenită în 2001 ediție jubiliară a Sfântului Sinod. Faptul că și în cazul lui Platon sau în cazul Bibliei, retradusă și de fostul stareț al mănăstirii Antim, părintele Vasile Vasilachi, și de Mihail Sadoveanu, s-a cam exagerat efervescența culturală, e dovedit de lipsa continuării pe cont propriu a lucrului la Platon inițiat de Noica sau de reprofilarea ca textier de muzică ușoară a unuia dintre cei care au retradus Sfânta Scriptură, mult lăudat ca poet. În comunism, chiar atunci când îl publicau pe filozoful Noica, ideologii cu diplome de filozofi aveau grijă să-și lămurească studenții cum trebuie să fie înțeles confuzul Noica, vinovat de platonism, idealism și spiritualism. Iar, după 1983, cum să fie înțeleasă filozofia lui Mircea Vulcănescu? Să nu-i scape cumva cititorului din nicio scriere autentic filozofică și, bineînțeles, nici din dimensiunea românească a existenței, substratul intereselor de clasă. Să distingă ideile de la cele materialiste până la cele idealiste, de la cele istorice până la cele a unei metafizici supraistorice, de la cele cumpănite, raționaliste, până la cele de factură ortodoxistă, mistic-iraționalistă. Vezi Dumitru Ghișe, o deschidere de drum în revista Caiete Critice 1983. Să se bucure când se zizează unghiul științific și să se întristeze observându-l pe cel antiștiințific.
să nu sară peste liniile mari de mișcare a reflexiei lui Mircea Vulcănescu, linii care n-ar depăși limitele proprii gândiri speculative de tip idealist, tincturată pe alocuri cu accente mistice iraționaliste. Preocupați de ceea ce numeau limitele teoretice a metodei vulcănesciene, ideologii comuniști foloseau drept calapod de gândire viziunea istoricității. Metoda filozofului Mircea Vulcănescu s-ar dovedi limitată pentru că n-ar explica ceea ce nu și-a propus, respectiv evoluția într-o stânsă conexiune cu determinațiile socio-istorice. Vezi același Dumitru Ghișe. Preluând modelul strânsei conexiuni, Marta Petreu se oprește la caracterul arhaic al mentalității românești, evidențiat de Mircea Vulcănescu din limbajul popular arhaic, ca să inventeze o așa zisă mentalitate tanatică normală în Europa până la sfârșitul secolului al XVII-lea. Supralicitând virtuțile explicative ale șablonului perspectivei istorice și al condiționării omului de situația istorică, fosta specialistă în socialism științific își mai dă cu părerea că arhaica viziune mioritică despre moarte e mai degrabă un anacronism decât o trăsătură a spiritualității naționale. Gabriel Liceanu utilizează șablonul perspectivei istorice în mod oarecum diferit. Subjugat de un acut interes pentru temporal, pe de o parte găsește că preocuparea cu filozofia autentică și acel universalism al culturii profesat de Constantin Noica ar camufla o vinovată fugă de istorie. În legătură cu anistorismului Noica, cele scrise de Liceanu, fost student al dogmaticului Radu Florian, consonează cu unele dintre observațiile publicate în era socialistă de Radu Florian. Pe de altă parte, înclinația filozofului de la Păltiniș către regăsirea tradiției sau către ancorarea în imediatul limbii române îi apar comunistului Liceanu de-a dreptul ridicole. Mai mult încă, lui se pare într-un mod cu totul ciudat că descoperă aici un handicap transformat de Noica în argument de superioritate. De ce handicap? Nu se știe. Pentru că ridicolul sesizat unde nu era cazul și handicapul, numit mai limpede în 1987, de Carnuch, criza identității culturale, sunt lipsite de firească argumentare. În textele prirejuite de reeditare în revista Caiete Critice a dimensiunii românești a existenței, se mai găsesc unele șabloane ale gândirii unice de regăsit și în rândurile publicate în postcomunist de Dan C. Mihăilescu, îndemnat de filozoful de la Păltiniș să citească în paralel Scânteia și Neuerweg pentru a-și îmbunătăți germana. La Dan C. Mihăilescu, stilul abordării temei specificului național, prelungirea reacționalismului autohtonist a Radu Florian, fiind tras pe calapod, seamănă impresionant de bine cu tot ce au scris culturnice suferind de complexul cortinei sovietice de fier, pe care românii nu aveau cum să-l dobândească în perioada interbelică, iar cei care apucaseră acele vremuri nu aveau cum să-l mai capete. A fi european, constata pe bună dreptate Alexandru Paleologu, înseamnă a nu avea complexe provinciale. Interbelicilor nu li se părea că ar coborî până într-atât în regional încât să citească sau să scrie despre specificul național american, francez, românesc sau german. La începutul dimensiunii românești a existenței, Mircea Vulcănescu notează că cercetarea sa
se așează pe terenul preocupărilor de tipologia culturii, alături de alte studii, mai mult sau mai puțin reușite de același fel, de pildă acel strălucit Naționale in Denken Freiheit al lui Scheler. De aici reiese limpede că Vulcănescu nu a scris despre felul particular în care românii își pun problema existenței dintr-un impuls de a exalta specificul național și a elimina ca străine și impure influențe culturale de tip vestic, cum s-a exprimat discipolul lui Henry Wald în legătură cu lucrările scrise de Constantin Noica după însușirea lecției lui Vulcănescu. Odată cu editarea filozofului Mircea Vulcănescu Postcomunism, turnătorul Zigu Ornea, observând că mult mai mulți scritori români, nu numai cei enumerați de Mircea Vulcănescu în dimensiunea românească a existenței, au forat în jurul sau în centru temei specificului național, se ostenise a completa lista cu nume precum Hașdău, Maiorescu, Eminescu, Iorga, Naionescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Nichifor Crainic, Petru Comarnescu, Mihai Ralea și Camil Petrescu. Scriind despre supremația virtualului proclamată de Mircea Vulcănescu și de Naionescu, am adăugat noi, vizitatorul filozofului de la Băltiniș, îndemnat de noi ca să citească Scânteia în paralel cu Noel Veg, a dovedit că le-a studiat pe amândouă, chiar a rămas la nivelul lor, fiindcă în capitolul filozofie înșiră vers și uscat. Anume că virtualitatea ar vive-ți, Doamne, vecină cu seninătatea cinic-optimistă a lui Noica. După apariția volumului Dimensiunea românească a existenței, în decembrie 1991, criticul Dan C. Mihăilescu a criticat atât supremația virtualului, cât și căderea în timp, fără a înțelege ce-i cu ele. Confuz în esență, dar limpede în intenție, folosind o frazeologie goală, fostul comunist, gândind după șablonul istoricității, asociază ideile naionesciene și vulcănesciene, pe care nu le-a înțeles, cu retragerea în arheologia lui Pârvan, cu mureșanul eminescian, ori cu funest fericul și de-o fi să mor al Mioriței. Oricine își poate închipui surprinderea lui Emil Cioran, căruia Mircea Vulcănescu îi dedicase în 1944 Dimensiunea românească a existenței, primind prin anii 70 de la Constantin Noica Sentimentul românesc al ființei, în care cenzura comunistă nu-i permisese autorului să treacă nicăieri numele lui Mircea Vulcănescu, deși chiar titlul evoca lucrarea vulcănesciană dinainte de cotropirea sovietică a țării. Ca efect a unei asemenea surprize, și nu din oboseala pe care i-ar fi pricinuit-o naționalismele veacului, i-a scris Emil Cioran lui Noica să-i mulțumească pentru sentimentul paraguian al ființei, atrăgând astfel atenția că existența e una, iar ființa e alta, și că față de ființă, în sens de ființă supremă, sentimentul oricărui om de pe mapa mondi este același. Aproape fără excepție, cei care au scris în comunism și de după decembrie 1989 despre dimensiunea românească au reprodus cu sârg lista de personalități care s-au interesat de profilul spiritual al poporului român, listă oferită de Mircea Vulcănescu. Mai puțin lăudabil este însă faptul că mai toți au uitat să evoce pasajul în care Mircea Vulcănescu lămurea cititorul că preocuparea pentru tipologia culturilor este o preocupare vestică materializată prin diverse scrieri, din care, cum am văzut deja, el a citat lucrarea Naționale im Denken Freiheit a unui autor destul de cunoscut în cultura europeană. Și o ultimă remarcă. Filozofia lui Mircea Vulcănescu nu avea cum să corespundă șabloanelor de gândire
pe care profesorii de așa zisă filozofie se străduiau în comunism să le impună. Pentru cititorul de azi ne-au părut demne de semnalat, însă șabloanele, fiindcă ele sunt cele care mai zdrângănesc ca niște tinichele pe unde au umblat foști culturnici. Ca orice scriere șablonardă, Dicționarul filozofic cu 111 lucrări fundamentale românești, între care apare Neo-Iobăgia, publicată în 1910 de marxistul Dobrogeanu Ghiera, pare a urmări uniformizarea gândirii. La fel cu papagaliceala raportului Tismăneanu la examenele de bacalaureat. Sărmanii necunoscuți ieși din mantaua plagiatorului Ion Ianoși odată cu apariția Dicționarului Operelor Filozofice, au căpătat între timp notorietate. Nu prin cine știe ce lucrări care să îmbucățească gândirea filozofică românească, doar prin artificiala notorietate produsă de mass media și mai ales prin confuzia dintre vedete și valori, conform Ion Varlam.